prima repriză foarte slabă, cu toate că am făcut lucrurile, dar din punctul meu de vedere slab, fără personalitate. În repriza a doua puțin s-au schimbat lucrurile, ceva am făcut, dar insuficient ca să poți să câștigi un meci. Foarte supărat din punctul meu de vedere pentru fazele fixe, care ofensive, în care am produs. Le-am zis toată săptămâna că o să avem multe, că o echipă care atacă e clar că o să aibă niște faze fixe, că scornele, lovituri libere, atât de slab bătute, atât de slab atacate, fără nerv, eu nu înțeleg. Și le-am zis de 100 de ori, bă, mergeți, vă vedeți după minge, urmăriți mingea, atacați mingea, bateți ca lumea unde trebuie, lucrăm la antrenamente, dar degeaba. E păcat, până la urmă, un meci care nu trebuia să-l câștigăm, nu l-am câștigat,